Am făcut primul copil fericit în cadrul campaniei Ghiozdanul cu Bucurii. Săptămâna trecută v-am prezentat-o pe Rebecca, fetița de 11 ani abandonată de părinții plecați în străinătate și crescută de bunica ei. Micuța a avut nevoie recent de ochelari, așa că bunicii nu i-au mai rămas bani ca să-i cumpere tot ce are nevoie pentru școală. În zadar, fata i-a cerut ajutor mamei. I-ai spus mamei că ai nevoie de ochelari? Da. Și a spus că nu interesează și să dea mama bani, adică mama e, pentru că pe ea nu mai interesează că ea are alte treburi cu băieții și nu a prea interesat-o de nevoia mea, dar de nevoia fraților mei a interesat-o. Și spune ce ai supărat, nu? Da, am început să plâng. Eram foarte supărată și mi-a zis, sunt mai frumoasă fără ochelari, de ce trebuie ochelari? Fata învață foarte bine la școală și are multe diplome și medalii. Cu ajutorul sponsorilor care s-au alăturat campaniei VPTV, i-am făcut astăzi o surpriză. M-am adus ghiozdănelul. În cadrul campaniei noastre am avut sponsori care ne-au ajutat cu ghiozdan. Asta e al tău. Da. Dacă vrei să-i întreb acum să te uiți și în el să vezi că nu este gol. Simt. Îți place cum arată ghiozdanul? Da. Hai să ne uităm în el. Ce crezi că are? Rechizite? Da. Ia, scoate-le să le vedem. Ce să fie acolo? O tabletă? Da. Te bucuri? Da. Ce să faci cu tableta? Îți faci lecții? Da. Ce bunica, faci lecții, dar și te și joci? Da. Normal. Hai să vedem ce mai e. Un stilou. Acuarele. Penar. Și caiete. Iar caiete. Și iar caiete. Ce-mi drag pe desen. Rebecca s-a bucurat de toate rechizitele, dar mai ales de tabletă. Vă mulțumesc mult de tot și e bine pentru ea. Avea nevoie, nu? Da, avea nevoie. De o bucurie. De tabletă s-a bucurat cel mai mult? Da, de totul s-a bucurat, că îi trebuie la școală. Da. Altfel vă permitea să-i cumpărați? Nu. Și alți copii vor primi săptămâna aceasta ghiozdane cu rechizite în cadrul campaniei VPTV.